că Domnul Iisus a venit ca împărat. El are o împărăție, El este Domn, El este Rege. Am cântat aici, El este Marele Împărat venit din cer de la Dumnezeu. Și totuși, în dimineața aceasta în care El intră în Ierusalim, cu toate declarațiile pe care Biblia le-a făcut despre El, cu toate mărturiile care s-au derulat în prezența Domnului Iisus și care justificau autoritatea Lui de împărat, de rege, de Dumnezeu venit din cer, se petrec câteva lucruri atât de ciudate. În primul rând, aș dori să observăm, vis-a-vis de faptul că Domnul Iisus în această zi se declară El împăratul venit din cer de la Dumnezeu, aș dori să observăm natura acestei împărății a Domnului Iisus Hristos, a Regelui venit de la Dumnezeu, a lui Mesia venit din cer de la Dumnezeu în prima sa etapă din călătoria acestei lumi. Pentru că Domnul Iisus va veni a doua oară. În prima fază, împărăția Domnului Iisus Hristos, vom vedea că este diferită de ceea ce va fi împărăția Domnului Iisus când se va reîntoarce a doua oară. Și de multe ori, oamenii din vremurile noastre, lumea, credincioșii chiar, sunt încă blocați poate pe evenimentele ce s-au derulat la Ierusalim când a intrat Domnul Iisus și a intrat Domnul Iisus în modest, călare, pe mânzul unei măgărițe, într-un mod foarte smerit, într-un mod blând, neașteptat de lume. Nu așa vrem noi un împărat, s-or fi gândit oamenii și mulți astăzi se gândesc la fel, însă împărăția pe care Domnul Iisus o va avea va fi total diferită și pentru a vă conștientizat de acest lucru, să nu cumva să plecăm de aici cu gândul că Domnul Iisus este încă pe măgăruș, călare, încă are o glorie care nu este așa de mare. Uitați ce spune cartea lui Isaia, profetul Isaia în capitolul 13, versetul 9. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el, căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiurile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Așa va fi revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Apoi, când evanghelistul Ioan spune în cartea Apocalipsei, în capitolul 19, următoare lucruri despre a doua revenire a Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din ceruri îl urmau, călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Aceasta este imaginea pe care evanghelistul Ioan și profetul Isaia o face despre Domnul Iisus Hristos, acest împărat despre care s-a vorbit, despre care s-a cântat în dimineața aceasta, despre acest rege care va reveni și înfățișarea lui și imaginea lui nu va mai fi ca aceea din capitolul 21, unde evanghelistul Matei îl prezintă că a intrat călare pe mânzul unei măgărițe. În această dimineață aș dori, în timpul care ne-a rămas la dispoziție, să vedem harul pe care Dumnezeu l-a lăsat în această perioadă scurtă. Imaginați-vă eternitatea lui Dumnezeu fără început și fără sfârșit. În această eternitate, Dumnezeu din cerul prin Domnul Iisus Hristos a hotărât 2000 de ani, poate 2000 de ani și ceva, să dea omenirii
șansă să se întâlnească cu Mântuitorul lumii, cu Împăratul venit din cer de la Dumnezeu și să declanșeze această perioadă a salvării, a întâlnirii cu Împăratul venit din cer de la Dumnezeu, cel care a venit umil, smerit. Încă Dumnezeu primește în smerenia și în umilința Lui pe cei păcătoși și care doresc să se împace cu El, dorește să primească grațierea Lui. Este încă perioada, 2000 de ani, frații mei, în comparație cu o eternitate, care n-are început și n-are sfârșit. Așa va fi veșnicia pe care cei ce îl primesc pe Domnul vor trăi în împărăția lui Dumnezeu. Nu merită, nu se merită ca în această călătorie scurtă pentru oameni 70, 80, 100 de ani dacă ar trăi în perioada aceasta de 2000, poate 2000 de ani și ceva, care Dumnezeu a hotărât-o pentru lume să se întâlnească cu Împăratul, să profităm de ea și să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru. Doamne, ajută-ne să nu pierdem șansa aceasta. Apostolul Pavel ne conștientizează despre lucrul acesta și spune în felul următor: iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este vremea mântuirii. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. În pasajul citit, frații mei, evanghelistul Matei îl prezintă pe Domnul Iisus în, dacă aș putea spune, 4 modalități în care El, cu ocazia aceasta a intrării în Ierusalim, se declară Împăratul lui Israel, Împăratul lumii întregi, Regele regilor și Domnul domnilor. 4 modalități. Până acum Domnul Iisus a spus ucenicilor, mai înascuns, mai a spus și mulțime: da, eu sunt, când a stat în fața lui Pilat, când va sta în fața lui Pilat, da, eu sunt Împăratul care trebuia să vină. Nu se va feri să spună. Ucenicii deja știu lucrul acesta, ziua aceasta în care El intră în Ierusalim. Dar cu ocazia intrării în Ierusalim, când mulțimile erau în jurul Lui, Domnul Iisus Hristos pentru prima dată face această declarație extraordinară și spune: da, eu sunt Împăratul care trebuia să vină, eu sunt Împăratul cel așteptat, eu sunt Regele care trebuia să vină, eu sunt Mesia pe care voi îl așteptați. Și culmea, preoții, mari preoți al lui Israel, cărturarii, mulțimile, foarte puțini dintre ei au recunoscut în Domnul Iisus Hristos Regele regilor și Domnul domnilor și Împăratul care trebuia să vină. Uitați, aș vrea să vedem 4 modalități în care Domnul Iisus își declară această domnie, royalitate, regalitate, stăpânire, autoritate, împărăție, își constituie această împărăție. În primul rând, intrând în Ierusalim călare pe un măgăruș. O primă modalitate prin care Domnul Iisus Hristos șochează Ierusalimul. El a intrat de multe ori în Ierusalim, dar niciodată n-a intrat călare pe un cal măcar, sau pe un altceva, pe un alt animal. Putea să intre pe o cămilă, pe un măgăruș, iarăși, n-a făcut-o niciodată. De data aceasta o face. De ce? Pentru că trebuiau să se întâmple cuvintele profețite despre el în Scripturi, despre care preoții știau cu siguranță, despre care cărturarii știau cu siguranță, despre care învățătorii legii știau cu siguranță și trebuia să spună poporul: da, este, să-l identifice, el este. Nimeni n-a făcut până acum lucrul acesta. El intră călare, blând, pe mânzul unei măgărițe, așa cum a spus profetul Zaharia în capitolul 9, versetul 9. Iată Împăratul care vine la tine, el vine blând și smerit, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Așa l-a descris profetul Zaharia pe Domnul Iisus Hristos. Prima declarație prin care ei trebuia să-L vadă pe Mesia la ei, pe Împăratul lui Israel, Împăratul tău vine la tine. N-a spus vine cineva, o ființă specială, un profet, un sfânt. Nu, a spus, iată Împăratul tău vine la tine. Păi, frații mei, ce altceva mai trebuia să le spună lui Israel Dumnezeu dacă n-au recunoscut în gestul pe care îl face, neîntâlnit până atunci în istoria lui Israel, faptul că Domnul Iisus intră călare pe mânzul unei măgărițe. Apoi, în a doua modalitate prin care Domnul Iisus își declară împărăția sa, royalitatea, regalitatea, stăpânirea sa, este prin faptul că el curăță templu. Ați văzut ce scrie evanghelistul Matei? Intră în templu și curăță, versetele 12 și 13 din capitolul 21, curăță templu de tot ce se întâmpla acolo, de tot ce era întinat. N-a mai făcut nimeni niciodată. Cine și-a permis în fața marilor preoți?
Acolo erau, frații mei, erau soldații care păzeau intrarea în templu. Acolo nu se putea face ce vroiai în templu. Cine a mai îndrăznit odată sau chiar să mustre pe cineva în templu? Numai cărturare și preoții ei și-au permis să se ia acum de Domnul Iisus Hristos. Dar să intre această ființă venită din cer de la Dumnezeu. Să intre și să răstoarne mesele lor, să-i scoată afară, să facă ordine acolo în templu. De ce? Pentru că despre el s-a spus că casa lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune pentru toate veacurile. Isaia, capitolul 57, versetul 56, versetul 7, unde cuvântul Domnului spune, Isaia 56, cu 7, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate veacurile, pentru toți oamenii, pentru toate vremurile. Casa lui 56, cu 7. Casa lui Dumnezeu se va numi o casă de rugăciune. Îți voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, iar Domnul Iisus spune în întâlnirea cu cei care îi scoate afară, nu știți că este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Și Ieremia scrie în capitolul 7, cred că în versetul 13, dacă nu greșesc, Ieremia 7, capitolul, versetul 11, unde cuvântul Domnului spune, și este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peștere de tâlhari. Domnul Iisus spune, a făcut din casa mea o peștere de tâlhari și îi scoate afară. Își spune și Ieremia și Isaia, ei trebuia să știe cum. Măi, cuvintele astea le sună în urechi. Cine a folosit cu expresia aceasta? Despre cine? De cine este acesta? Trebuia să se gândească a doua modalitate prin care Domnul Iisus își declară royalitatea, regalitatea, autoritatea peste Israel și nu numai peste Israel. Știți ce spune versetul 8 din Isaia 56? Să vedeți. Versetul 8 spune nu numai pentru Israel, că practic el comunică aceste lucruri poporului Israel, că la el ei se ducă. Dar spune, așa vorbește Domnul care strânge pe cei risipiți al lui Israel, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum de la el. Frații mei, împărăția Domnului Iisus care și-o anunța acum este nu numai pentru Israel, ci pentru toate popoarele lumii. A doua modalitate prin care Domnul își face anunțat această domnie și autoritate și regalitatea lui este privatul că curăță templul. Împlinește o altă profeție a Vechiului Testament. În al treilea rând, în care Domnul Iisus își declară royalitatea, este prin vindecările care le face în templu. Frații mei, vindecă Domnul Iisus niște orbi, niște șchiopi în templu și să iau mari preoți de Domnul Iisus. În loc să se bucure, să spună, Domne, cine este ființa aceasta care face astfel de minuni și semne în mijlocul nostru? În loc să fie marcați de ceea ce se întâmplă acolo, frații mei, îl iau pe Domnul Iisus și îl scot afară și vor să scape de Domnul Iisus Hristos. A treia modalitate prin care Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și declară realitatea este prin vindecarea asta. Citiți ce se întâmplă în Isaia, capitolul 35, versetele 4 la 6. Domnul Iisus anunțat în Isaia cu 700 de ani înainte, de Ieremia cu 600 de ani înainte, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă teme, iată Dumnezeu vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, el însuși va veni și vă va mântui. Și versetul Isaia, versetul 5, da. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Și 6, atunci șchiopul va sări. Este parcă repetă Domnul expresia aceasta când se întâlnește, când intră în templu. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustii vor țâșni ape și în pustietate păraie. A treia modalitate prin care Domnul își anunță royalitatea, regalitatea, autoritatea lui de Dumnezeu venit în lumea noastră, de împărat care își constituie acum o împărăție, este prin a vindeca pe cei bolnavi. Și ultima modalitate, și cu asta am să închei, n-am să vă solicit mult răbdarea, este prin ceea ce deja am auzit, prin modalitatea în care împăratul care vine din cer de la Dumnezeu se adresează copiilor și mulțimilor din jurul lui. O a patra modalitate. Domnul Iisus intră în Ierusalim călare pe mânsul unei măgărițe, împlinește o profeție. Domnul Iisus intră în Ierusalim vindecând bolnavi. Domnul Iisus intră în Ierusalim prin curățind templu de tot ce era spurcat și întinat. Și Domnul Iisus intră în Ierusalim prin a
se adresa într-un mod cu totul special copiilor și mulțimilor. Frații mei, și Domnul Iisus folosește din nou pentru ca ei să priceapă, ca ei să înțeleagă cuvinte care trebuiau să le știe. Deja s-au amintit cuvintele din Psalmul 8, versetul 2, unde cuvântul Domnului spunea exact ce vor striga, zice, din gura copiilor și a celor ce sug la țâță ți-ai scos în tărituri de apărare. Vedeți aici, frații mei, împăratul David folosește aceste cuvinte exact pe care Domnul Iisus le folosește și spune, păi cum, nu recunoașteți voi că din gura copiilor și a celor ce sug la țâță ți-ai scos în tărituri de apărare? Și în Psalmul 118, versetele 25 și 26, cuvântul Domnului spune, binecuvântat este... Doamne ajută, Doamne dă izbândă, mai departe, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului, folosind aceeași modalitate de a-i readuce pe cei din Israel și prin cei din Israel lumea întreagă la cunoștința faptului că El este împăratul care trebuia să vină. Frații mei, trăim încă vremuri de har, dar acestea se vor sfârși curând. Acestea se vor sfârși curând. Este încă această perioadă de salvare, de grațiere, de amnistiere a păcatelor lumii întregi, în care oamenii mai pot veni la Domnul Iisus Hristos, care este încă blând, este încă cu bunăvoință, este încă cu dragoste să salveze, să ierte, să grațieze, să amnistieze păcatele lumii întregi. Ești gata în această dimineață să-i spui da Domnului Iisus Hristos? Ești gata să spui, astăzi iau decizia, nu știu cât va mai dura călătoria noastră pe pământ, dar astăzi iau decizia fermă, hotărâtă să mă împac cu Domnul și cu Mântuitorul meu, pentru că va veni o zi când El nu va mai veni călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, ci va sta pe calul alb, cu toiagul de fier în mână. Atunci va începe judecata lui Dumnezeu pentru toate popoarele, pentru toți oamenii care au trăit vreodată sub soare. Și de ce să nu profităm în această dimineață să ne împăcăm cu Domnul și cu Mântuitorul nostru, care este încă gata să primească, să ierte, să vindece, să salveze, să mântuiască, care încă o dată ne dovedește că El este Mesia care trebuia să vină, împăratul lui Israel, regele regilor, Domnul domnilor. Haideți să ne ridicăm înaintea Lui și să-I mulțumim că în dimineața aceasta din nou am avut ocazia încă o dată să ne aducem aminte de modalitatea în care Domnul Iisus se prezintă lumii ca rege, ca împărat, ca domn și de modalitatea și de harul pe care ni-l oferă să ne împăcăm cu El în această perioadă încă de har, până încă la urcă pe calul alb de judecător cu toiagul de fier în mână, când va conduce popoarele cu acest toiag de fier. Doamne, dă-ne harul, dă-ne înțelepciunea, dă-ne puterea să ne smerim înaintea Ta și să ne pocăim, să venim la Tine, să strigăm și noi, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și Osana, fiului lui David, așa cum au cântat copiii și mulțime din jurul lui. Și în final, mulțumim Domnului și ne încredințăm cu toții în brațul Lui Atotputernic. În această rugăciune ne vom ruga și pentru surorile Florica Apal și sora Alana, care vor călători în România luni. Dumnezeu să le binecuvinteze și să le ocrotească pe ele acolo. Și pe ceilalți frați, avem frați plecați în America, Dumnezeu să fie cu familiile Chiș, Onicaș, Borceanu, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Nelu Brie, să ajungă cu bine în după amiaza aceasta la noi la Perth și să continuăm să ne bucurăm. Și Dumnezeu să ne folosească săptămâna ce ne stă înainte, așa numită a patimilor și suferințelor Domnului Iisus Hristos, pentru apropierea noastră tot mai mult de El. Și în final, vom mulțumi Domnului pentru dimineața aceasta. Amin.
Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Iubiți frați și surori, înainte de a ne despărți din locul acesta, aș dori din